Este un personaj controversat în lumea mondenă și noi am aflat răspunsul la multe întrebări. De ce este singură? Ce standarde trebuie să îndeplinească un bărbat și care sunt sfaturile pe care le-a primit de la părinți? Aflăm acum de la Larisa Popa, fosta lui Pescobar. Ea îi dă pe toți gata și atunci când își face apariția în trafic. Larisa Popa este cunoscută de lumea bună drept fosta lui Pescobar. Știm deja că Șatena a învârtit multe afaceri, iar acum vrea mai mult timp pentru ea. La o plimbare prin capitală, Larisa ne-a dezvăluit mai multe despre viața personală. Am o vârstă mult prea micuță încât doar să muncesc. Adică nu m-am bucurat niciodată de viață, să zic. Pentru mine era o rutină continuă. Muncă, somn, muncă, somn, muncă, somn. Atât. Deci atât, nimic mai mult, nu prieteni, nu viață personală, nu mai zic de asta, că aș avea timp de cineva, adică... Pe bun, dar acum poate ai timp de cineva. Păi acum da, dar asta zic, atunci când munceam, nu aș fi avut timp nici măcar să ies să iau prânzul cu cineva sau, nu știu. O cină, că prânzul, cină nici atât, poate micul dejun. Da, și la micul dejun nu ratam, că nu mă mai trezeam. Dar acum am tot timpul din lume, dar nu vreau. Cum nu vrei? De ce nu vrei? Nu vreau, adică știi cum e? Eu sunt genul de om care mă plâng de singurătate, dar fug de oricine. Pui o barieră, eu așa o simt. Da, sunt într-o bulă în care nu permit. Ți-e frică cumva de eșec? Nu mi-e frică de eșec. Mi-am dorit la un moment dat și îmi doresc și familie și copii, normal, îmi doresc. Dar, pe de parte, încă nu mă simt pregătită pentru asta. Dar nu neapărat familie și copii, trebuie să dai așa un pic de curs unei invitații în prima fază. Da, se frică să-mi faci o alegere greșită? De fapt, despre asta este vorba. Nu neapărat de alegeri greșite, cât mi-e frică să încerc pentru că mi-e frică cum se termină. La modul să nu rămân din nou singură. Am avut chestia asta de mai multe ori și... Să rămân din nou singură, prefer să fiu singură, să fiu conștientă de singurătate, decât să mă atașez de cineva și să ajung să fiu, între ghilimele, abandonată. Când lucram la restaurant, toată lumea mă asocia cu Pescobar și cumva băieții fugeau de mine crezând că eu am relație. Să adică... vehicula și treaba asta, te-a deranjat? Da, nu, din contră, chiar îmi era bine la un moment dat, cum că nu mai îmi scrie nimeni, măcar să știe lumea că sunt cu el, adică eram la modul... Eram liniștită, să zic. Am avut o perioadă, într-adevăr, în care primeam foarte multe invitații. Nu pot să zic și acum mai primesc, dar eu mă rezum doar la nivelul de a fi prieteni. Am prieteni băieți, eu cred în prietenii între un băiat și o fată, mă rog, poate până la un punct când... Când mai merge, deja trece măsura și atunci da. Are tot ce își dorește, așa că și un potențial iubit trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. Mi-aș dori un... partener de viață pe care să nu știe nimeni, ca să nu judece nimeni, să nu... Destul că sunt eu judecată în societatea asta degeaba, dar asta e un alt subiect. Bine, acum, nici un partener pe care să nu întreții tu. Nu, știi, aici e problema, să câștige cel puțin la fel cât câștigi și tu, bănuiesc. Da, asta este o normalitate până la urmă, pentru că dacă el ar câștiga, să zic, mai puțin decât mine, s-ar simți inferior. N-ar mai fi el bărbatul și nici eu n-aș vrea să fiu cocoșul, să zic așa, deși eu am foarte multă energie masculină. Și de aici singurătatea mea multă, pentru că am mai găsit băieți care au fugit mâncând pământul, dar asta... Serios? Da? Au fugit? Da. S-au simțit intimidați? Da. Și am persoane care, cu care am mai vorbit acum câteva luni, să zic, acum chiar nu am nicio legătură cu nimeni, care îmi spuneau, da, eu nu pot să mă ridic la standardul tău, adică oamenii care se simțeau inferior față de mine. Părinții o susțin la orice pas și în viață Larisa se ghidează după sfaturile lor. Părinții mei sunt mândri de mine, eu nu i-am dezamăgit niciodată, am fost copilul exemplar, inclusiv la școală, inclusiv în viața personală, adică nu. Și mama are TikTok, adică știe tot, cam tot ce fac eu. Nu e afectată cât dacă eu sunt bine și sunt ok cu mine, nu are avea de ce să fie dezamăgită în niciun caz. Pentru că știe ce copil are și nu... Și contează lumea, nu contează. Oamenii, în fine. Care a fost cel mai important sfat pe care l-ai primit de la părinți atunci când ai plecat de acasă? Deci țin minte foarte bine, cel puțin vorba de la tata, de fiecare dată dacă ai bani, îmi cer mie. Dacă ai nevoie. Dacă am nevoie de bani, îmi cer mie. Nu la X, nu la Y, niciodată să nu conduci mașinile altora, să faci ceva.
Și da, într-adevăr, poate că asta e și vorba care mi-a rămas implementată, încât niciodată în viața mea nu am acceptat, nu am cerșit sau să cer bani unui bărbat.